Deci, ca să știți puțin context, eu sunt pasionat de înțelegerea și optimizarea experienței umane prin psihologie. Și ca mine, fiindcă îmi place ce-s admirat pe Discovery. Acum, atingerea obiectivelor. Ok, asta este o cale prin care puteți să fiți mai aproape de obiectivele voastre. Obiectivele în contextul ăsta le voi defini ca și exprimări palpabile spre atingerea unei stare de stări de satisfacție, fericire, cum rezonează mai mult cu voi. Acum, vreau să ofer o metaforă ca să puteți să-mi înțelegeți ideea. Gândiți-vă că noi suntem organizați ca un puzzle. Și dacă puzzle-ul este făcut în mod optim, ca pe cutie, suntem fericiți. Acum, dacă cineva vine spre noi cu o piesă din exterior și din cauza că este vorba despre business, comunicare în business, o chestie de genul ăsta, o să zicem un șef. Și te duci la șef, vrei o mărire sau, nu știu, ceva ce e relevant pentru business. Șeful, nu știu, îți dă cu flip, te trimite acasă, nu știu ce, te enervează, ok? Care e prima reacție? Dragi, nervi, încearcă să forțeze o piesă în sistemul tău care nu se potrivește, care îți amenință identitatea, felul de a fi și obiectivul tău de a face ceva ca să fii fericit, să primești o mărire, spre exemplu. Ok? Acum, cum faci de aici să ajungi mai aproape de obiectiv? Prima instanță e să-i spui să se ducă în masă, că e... Nu știu. Dar da, ești nervos, când ești furios, cam asta faci. Sau spui ceva mai urât. Spui ce? Spui ceva mai urât decât de mai urât. Da, mult, puțin ce zic. Da. Care e obiectivul tău? Să obții o mărire. Iei un pas înapoi și te uiți. Ok, ăsta sunt eu nervos. Starea de nervos, furios, aduce automat o lipsă totală de empatie. Empatia definită ca și abilitatea de a te pune în pantofii celelalte persoane și a putea vedea cum o să primească ea ce ai tu să-i oferi ca și mesaj, ca și comunicare. Da? Da? Da. Da. Ok. Furia produce asta. Ai luat pasul înapoi și ai analizat. Ok, asta o să se întâmple. Eu o să-mi spun piesa, o să fie insultător pentru el, nu o să obțin mărirea, obiectiv zero și eventual drag și mai mulți, fiindcă n-am obținut mărirea. Te gândești o clipă, ăsta e obiectivul meu, ok, ce fac? Mă calmez, nu îi răspund cu dragi, cu nervi, cum eventual poate se așteaptă, fiindcă îmi imaginez că mulți șefi, îmi imaginez, le place să provoace, fiindcă sunt într-o poziție de putere și atunci oferă o anumită satisfacție să ți-o confirm singur, știi? Da, chiar sunt puternic, da? Gen. Stai. Mi-a vrut un pic de Te calmezi. Ce faci? Și ce faci mai departe? Dai un pas în spate, te calmezi, ce faci după aia? Aștept să te rog noi. Da. Un par, par, par. Ok. Nu, ce face angajatul ăla? Se calmează și după aia ce face? Da. El e șeful și noi începem să... După aia îți invoci super puterea de empatie pe care sunt convins că voi știți că o aveți. Și care ar fi varianta mea să-mi ating obiectivul? Nu știu.
whatever, încerci să te... să te împrietenești cu șeful la... Hai măi, vrei să... Da, exact, hai măi, vrei să ieși la cafea. Sau... Îl întreb motivele pentru care nu vrea să-ți ofere mărire. Ca să afli ce poți să îmbunătățești la tine, eventual, și care sunt obstacolele care stau în cale. Da, eu nu aș spune asta din cauza că îi ofer oportunitatea să se justifice și atunci nu mai ai nicio armă. În schimb, aș spune mai degrabă să invoci, empatia în el față de tine, că ai o familie, că motive de astea. Da, nu, să-i învoci puterea empatiei. Mă rog, ca să sumarizez, știu că a fost cam peste tot foarte nestructurat. Ideea e așa, în loc să intri imediat într-un stadiu de rage care este extrem de neproductiv, fiindcă comunicarea cu cealaltă persoană se reduce la zero, te calmezi și rațional te gândești care ar fi opțiunea cea bună. În caz că cealaltă persoană e nervoasă, în loc să te iei la ceartă cu el, poți să aștepți să se calmeze când devine rațională și după aia poți să vorbești cu el. Vă provoc, dacă ați înțeles ceva, să încercați următoarea dată când aveți dragi și sunt sigur că o să credeți că aveți dreptate să fiți nervoși. Să empatizăm. Vă provoc să luați acel pas înapoi și să lucrați către obiectiv, nu către furia voastră care, pe moment, vă satisface. Sau.